Vă salut, dragii mei prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog. Numele meu este Alin și stați aproape pentru că vlogul ăsta chiar aveți ce urmări și aveți ce asculta. Vreau în primul rând să mulțumesc abonaților mei, să mulțumesc persoanelor care îmi distribuie vlogurile în grupurile de Facebook. Chiar mă bucur când văd acest lucru. Sunt puțini care distribuie, dar chiar mă pot baza pe ei și încă o dată vă mulțumesc foarte mult anticipat. Pentru persoanele care nu sunt abonate, dacă doriți să vă abonați la canalul meu, vă rog foarte mult să o faceți, pentru că de aici aflați informația cât se poate de corectă și reală referitor la tot ceea ce se întâmplă în emisiunea Puterea Dragostei, cât și în afara ei. Ca dovadă ce am spus până acum, vlogurile noastre sunt dovada, nu am mințit cu absolut nimic cum o fac altele. În ghilimele altele, știți voi la cine mă refer. În fine, haideți să-i dăm drumul. Este vorba despre preasfințita, prea cuvincioasa, cea mai deșteaptă de acolo, cea mai inteligentă din casă. Din câte am înțeles, este și face parte și într-o familie de pocăiți, dar fiecare cu religia lui, nu vreau să discut despre asta. Doar că nu-mi plac oamenii care se dau ceea ce nu sunt. Se pare că acum câteva zile la hotel a avut loc așa un mic baieram între prea binecuvântata și prea cinstita Ligia, Sergio, Gabriel, Diana, bineînțeles Andreea Oprică nu putea să lipsească când e vorba de baierame, și prietenul ei Marius. După ce s-a consumat ceva mai mult alcool, din câte am înțeles, Ligia cu Sergio au trecut la o partidă de sex. De data asta este cu dovezi, dar din câte am văzut și istoriul Ligii, ea încă nu și-asumă lucrul ăsta. Dar cred că dacă nu și-asumă este spre răul ei, că eu am înțeles că sunt câteva persoane care amenință cu acele filmulețe dacă nu și-asumă. A urma urmei ar fi bine să-și asume, pentru că este o persoană liberă, majoră, iar până la urmă este o necesitate și pentru femei și pentru bărbați să facă lucrul ăsta, numai că nu înțeleg de ce nu-și asumă și sunt foarte multe dovezi. Iar dimineața, după ce s-a consumat acolo și după ce s-au trezit din Baieram, am înțeles că Ligia a fost văzută îmbrăcată în pantalonii lui Sergio și plecând, iar Sergio era semi-dezbrăcat și cu sclipici pe el. Bine, asta n-a, să zicem că spune că a stat în pat, la fel cum a spus de foarte multe ori atunci și cu Filip, că nu au întreținut relații intime. Dar de data asta am înțeles că sunt dovezi și că dacă nu și-asumă și nu recunoaște, o să apară filmulețele. Așa că, domnișoara Ligi, nu mai nega, nu te mai da ceea ce nu ești. Cel mai bine e să fii corect și să spui realitatea, până la urmă nu e nimeni în măsură să te judece. Următorul subiect este legat de Bogdan Mocanu și Bia, fosta concurentă de la emisiunea Puterea Dragostei, cred că vă mai aduceți aminte. După cum bine știți, Mocanu s-a despărțit de Andra acum câteva zile, iar alaltăieri am înțeles că a fost văzut la un hotel. De fapt, a fost filmat cu siguranță la un hotel, au apărut și acele imagini cu ei. Bogdan era împreună cu Jador, cu Bia și cu o prietenă de-a Biei, o fată blondă care aceea se presupune că era cu Jador, iar Bia se presupune că era cu Mocanu. Acum cele două demigratoare, pot spune, care doar le place să se bucure de răul altuia, au interpretat acele imagini cum că Bogdan ar fi făcut amor cu Bia, că nu e bine, că nu e frumos ceea ce face, că Andra este în depresie, că suferă și pe Mocanu nu îl interesează. Acum Mocanu a ieșit, a lăsat aici la el pe Instagram acest story pe care o să vi-l arăt și dumneavoastră și din câte am înțeles, Mocanu o să le dea în judecată pe cele două balene pentru demigrare. Bogdan Mocanu, repet, nu neagă, recunoaște că a fost acolo, doar că situația nu a stat exact așa cum, după cum bine știți, RML-ul înfloresc.
Deci situația nu a stat așa cum au înflorit-o ele. Haideți să ascultăm story și apoi trageți dumneavoastră concluzia. Foarte, foarte multe mesaje, așa că mă simt nevoit să fac aceste story-uri. Vreau în primul rând să spun că imaginile sunt adevărate, dar nu sunt corect interpretate de nimeni. Chiar am vorbit deja cu organele competente să facem ceva în legătură cu asta, pentru că nu este ok să fie așa luate de toată lumea și interpretate de toată lumea. Nu s-a atins nimeni de nimeni, nu a făcut nimeni cu nimic cu nimeni. Puteți să vorbiți cu fiecare persoană care apărea în acele imagini, că toată lumea poate confirma. Nici Bia nu a dat imaginile, pentru că și ea, dacă ar fi, după cum au fost interpretate imaginile de cele două cărcotașii, ea ar pica cel mai nașpa, deci nu are cum să fie ea. Asta este doar o problemă a tensiunii sau ce era acolo, în ce am investit eu atâta timp și sentimente. Vă pup și o să vă țin aproape cu subiectul ăsta. Și dacă aveți întrebări, să lămuriți pe toată lumea, pentru că este vorba de mine și de iubita mea și nu există loc de interpretare. Da, deci pe scurt, și acesta a fost tot la el la story, dă de înțeles că le dă în judecată și fiecare trebuie să răspundă pentru ceea ce spune. Următorul subiect este legat de Bianca și Livian. O parte din voi cred că ați văzut vlogul Biancăi de aseară, unde oarecum se plânge că nu mai are atât de mulți susținători pe cât avea. Deoarece ea și-a pierdut susținătorii pe motiv că s-a omilit în fața lui Livian. Indirect pot spune și eu ce am văzut la televizor, da, într-adevăr, Bianca pare să se omilească și foarte mulți o ablamează, am văzut în ultimul timp acolo, pentru că toți spun că nu mai are ce căuta acolo, că Livian o înjosește, că ea nu vede, că familia lui Nelson o înjură și ea tot lângă Nelson stă, că ea niciodată nu va avea niciun viitor cu Livian, atâta timp cât Livian nu va renunța la părinții săi. Acum nu știu ce să zic, doar că dreptatea este undeva la mijloc, pentru că noi la televizor vedem una, iar pe vlogurile lor în spatele camerelor vedem alta. Ce este cert și ceea ce vă pot confirma eu, că ei în acest moment se înțeleg bine, mă scuzați. Dacă ei vor fi împreună în afara casei, asta nu mai ei știu, doar că în emisiune vedeți ceva, iar pe vloguri vedeți un Livian și Bianca total diferiți de ceea ce sunt în emisiune, adică care se joacă, care glumesc pe vloguri. Acum nu știu ce să mai cred, unde este realitatea și unde este, să zic în ghilimele, teatrul. Haideți, vă las să ascultați aici ce spune Bianca și trageți dumneavoastră concluzii, aștept comentariile dumneavoastră. Livian ar merita, în primul rând, să renunțe așa, cum îmi spuneți voi. Sunt foarte mulți susținători care nu mă mai susțin din pricina a ceea ce fac eu pentru Livian, dar mi se pare un pic exagerat. Adică dacă m-ați susținut în momentele care îmi plăcea de X, Y, Z, cu care nu am avut o relație, de ce nu mă susțineți acum când am 9 luni, aproape 10 luni de zile de când vorbesc cu Liliana? Adică vă spun drept, este chiar cea mai lungă relația mea și care consider eu că merită. Da, cam acesta a fost o mică parte din ceea ce a spus ea. Din punctul meu de vedere, într-adevăr, și eu am văzut pe rețelele de socializare că Bianca este foarte, foarte înjurată și toată lumea vorbește foarte urât de ea. Acum că și-a tras mult hate, nu știu să vă spun, nu știu de ce, probabil din cauza că la televizor, indirect, că vrem, că nu vrem, ea s-a cam înjosit. Acum, încă o dată, vă spun, vă las pe dumneavoastră să trageți concluzii și spuneți ceea ce credeți, vă spuneți părerea. Următorul subiect este legat de fratele lui Sergiu, despre Valentin Ovidiu. După cum
Unii dintre voi cred că ați văzut, ieri a făcut un live în care a arătat cum se tatuează pe braț și a făcut portretul lui Ovidiu. Fiecare își exprimă, pot spune, dovada de iubire într-un mod propriu, iar pe celălalt braț și-a făcut chipul lui Pavarotti, celălalt frate al lui, din punctul meu de vedere un gest foarte frumos de iubire față de frații lui. Eu îl felicit. Acestea sunt și Instagramele lor, dacă doriți să vorbiți cu ele. Credeți-mă că cel puțin vorbesc de Ovidiu, fratele lui Sergio, vă garantez că răspunde. Următorul subiect este legat și de Instagramul meu, dacă doriți să vedeți pisica mea fără păr, rasa Sphinx. O găsiți aici pe Instagram, scrieți Culise TV, iar eu vă aștept cu mare drag pe Instagramul meu. Dragi prieteni, acesta a fost vlogul. Dacă doriți să-l distribuiți, vă mulțumesc foarte, foarte mult și vă sunt recunoscător. Numele meu este Alin și vă urez o zi la fel de frumoasă ca și dumneavoastră. La revedere!